Ne-am pus toată uh, încrederea în politica agricolă comună N-am mai avut încredere în ce se poate face ca politică agricolă în România și ne am crezut că va fi mai bine să punem uh, destinele agriculturii în mâna Europei. Uh, iată că s-a întâmplat asta și toți fermierii din Europa sunt în stradă. Cum vedeți treaba asta? Fermierul român întotdeauna a avut parte de... Uh, um percepție diferită. Unii zic că ne-am îmbogățit pe spatele proprietarilor de teren, că avem mașini, că avem vile la Miami, în Dubai, pe unde vreți dumneavoastră și că avem o viață de lux și când pierdem 3-4 ani la rând lasă că ați și câștigat. Ei, dar faptul că în toată Europa se întâmplă același lucru înseamnă că nu e numai o problema noastră. Politicile europene Trebuie să fie adaptate fiecarei geografii, și cel mai important să nu se întâmple niște birouri. Exact. Reci, uitați-vă ce sunt. Cu se aer tâmplă. condiționat? Cu aer condiționat și da? apă la discreție? Și apă la discreție, și atunci, când crezi că ai toate răspunsurile, brusc viața schimbă întrebările. Avem și o schimbare climatică, avem și un război, și. Peste toate, avem și niște alegeri europarlamentare anul ăsta. Și acolo avem și socialdemocrați, avem și liberale, avem și verzi, avem și progresiști, avem o grămadă de partide. Fiecare cu bazinul lui electoral. Ei, atunci suntem puși în fața unor dileme cu atât mai mari. Agricultura este o chestie pragmatică care se întâmplă în natură, în aer liber. Dacă noi stăm la aer condiționat, și la șase tipuri de apă. Și dacă în Normandia, cum spuneam și alte dăți, plouă, și dacă în Ungaria acum totul e sub ape fiindcă au avut și zăpești și ploi, asta nu înseamnă că în România e la fel. Da? Și atunci trebuie să respectăm specificul fie fiecarei țări și să vedem dacă proiectele astea europene sunt făcute doar de dragul de a fi noi verzi sau ecologiști, sau este ceva bazat pe ce se întâmplă cu adevărat. Eu cred că la ora actuală tot ce se întâmplă în Europa și vorbim de țări civilizate, percepute ca țări civilizate și mult mai cu fermieri, mult mai vocal decât la noi. Uitați-vă ce se întâmplă la Bruxelles, ce s-a întâmplat în Franța, ce se întâmplă în Spania? În Spania, în Italia, adică nu vorbim de o țărișoară micuță. A dat greș în... politica agricolă comună? Nu, n-a funcționat n-a funcționat pentru că n-a fost bazată pe niște date reale, a fost bazată pe niște vise. Gen, doamna Gabi, mergem și noi în concediu în decembrie? Păi uite, hai, hai să ne facem planul, unde merge, facem un circuit în lume și așa mai departe. Vine noiembrie, ne dăm seama că începe războiul sau că avem o epidemie, dar noi ne ținem tot de planul nostru, de concediu, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. E ireal. Tocmai ce de aia o să divulg ceea ce dumneavoastră cred că încercați să acoperiți sub planul de concediu. Este vorba de verzii, hai să înverzim Europa, hai să facem mai puțin pesticide, hai să facem mai, mai ecologică decât puteam noi să o ținem, cred, fermierii. Este așa? Da, este un proiect extraordinar de bun. Dacă să ne dăm seama dacă funcționează, aș face o paralelă. De săptămâna viitoare dispar 80% din antibioticele din farmacii. De ce? Să trăim ecologic. Da? Uh, și din medicamentele care rămân, dozele vor fi 30% ca și concentrație. Adică, dumneavoastră veți avea voie, da, să-i trimiteți o telegramă gripei și să-i spuneți, doamna gripă, de mâine s-a hotărât în Europa, dumneavoastră veți fi tratată cu 30% din 20% din medicamentele care au mai rămas credeți că funcționează așa? Se întâmplă la fel în agricultură. Exact la fel. Eu nu pot să-i dau regulamentele europene unei plante de grâu sau de rapiță. Acum, când înregistrăm, sunt 12 grade afară. Avem un dăunător foarte nenorocit la rapiță care începe să zboare. Credeți cumva că pe acest dăunător îl interesează... Ce a zis UE? Ce a zis UE? Uh, da, doamna Ursula von der Leyen, mai nou, a zis că va revizui. Pentru că fermierul e un om care se ocupă de sănătatea plantelor, nu de mitinguri, nu de scos tractoare pe stradă. Și atunci a zis, domne, hai să vedem. Nu suntem împotrivă doar de dragul de a fi împotrivă. Hai să vedem. E, acum s-a îngroșat gluma. Și parlamentarii, pe care noi i-am trimis la Bruxelles prin votul nostru, și o să-i trimitem și în iunie acum, da? Uh, Și-au dat seama că nu este tocmai ceea ce trebuie făcut. Adică s-au îmbrăcat în tricou și afară sunt minus 20 de grade. Da? Trebuie să ne armonizăm. Și se vor uh, uh, sunt discuții destul de ample, am înțeles, astfel încât uh, uh, reducerile astea dramatice de doze scoaterea pe bandă rulantă doar de dragul de a fi vers, a, da. în a insecticidelor, rând. a, fungicidelor, adică cu ce e mai bun o, un bob de grâu din care să face pâine, dacă el este bolnav de fuzarioză. Apropo de șmecherii care să pricep mai bine decât alții care au făcut școală la agricultură, da? cu ce este mai bună o, o plantă de porumb, de, de porumb atacată de ostrinia, da? și plină de giberela sau de orice altă aflatoxină da? pentru sănătatea omului. Asta înseamnă la un moment dat ecologie. Cine dorește să mănânce așa ceva? Niciun fel de problemă. E liber să o facă, dar eu cred că coexistența este cheia. Hai să lăsăm pe fiecare să facă ceea ce să pricepe. Este corect din punct de vedere agronomic? Da, Trebuie să producem noi 20% de când producem azi? Niciun fel de problemă. Spuneți-ne, oameni buni, veți produce 20%, gen, 2 tone pe hectar, prețul la grâu va fi de 3 ori mai mare ca să puteți să vă uh, rezolvați costurile. Nu, foarte simplu și atunci Europa va deveni verde. Da? De ce? Poate uh, noi exportăm 80% din, din materia primă. Da? Și atunci e normal să nu exportăm subvenții în Egipt. Eu o să vă întreb, domnule Soare, pentru că, e clar, marfa din Ucraina, trebuie să înțelegem, nu o să dispară de pe piață în următorii ani. Se poate fermierul român descurca cu atâta surplus de grâu, spre exemplu? Nu, Cum rezistăm? Eu nu am o problemă cu Ucraina. N-are nimeni? Nu, nu. Tocmai asta vreau să spun. Noi, fermierii români, probabil am fost înțeleși un pic greșit. Noi nu avem o problemă cu Ucraina. Că Ucraina e aici și va rămâne aici, exact. sperăm Noi avem o problemă cu ceea ce face Europa În momentul în care uh, intrăm într-o competiție Ca la Olimpiadă, aleargă toți în aceea zi pe acela stadion Nu unul aleargă marțea și celălalt aleargă joia Cu uh, 300 de metri mai în față Da? Nu Și atunci, Europa e datoare să își aleagă foarte clar Și să ne comunice ce își dorește ca strategie? Mai nou s-a semnat volumul cel mai mare posibil de cereale fără taxe vamale și pentru anul 2024. Da? Și atunci, noi nu mai avem ce schimba. Noi trebuie să vedem ce facem noi. Avem condiții egale cu uh, condițiile pe care Europa le oferă Ucrainei? Corect, dacă le avem, atunci noi nu avem nimic împotrivă. Ne mai vorbim că doamna Rusia, pe unde ne prinde pe toate licitațiile, reduce prețurile. Deci avem o presiune dublă. Ne mai vorbim cei afară acum de grade și faptul că nu plouă. Le putem înțelege că noi acolo muncim în câmp, doar că vrem o politică care să aibă și cap și coadă, să fie discutată, să fie argumentată, nu doar niște politici citite de încărți cărți și ne-am dorit noi că ni se pare nou că așa ar trebui să fie. Cel puțin în domeniul ăsta. Și atunci, dacă toate chestiile astea sunt întrunite, noi avem și capacitatea să ne schimbăm paradigma din a produce mult și bun în a produce puțin și de calitate. Nu avem o problemă. De ce aș vrea eu să fac 10 tone la porumb ca să rup combinele în lan și să le car în depozit și să am un preț de 7 bani cum e acum, nici n-am semnat porumbul, dar se fac contracte pentru producția de la uh, recoltată de la toamnă, pe șapte bani pe tonă. Și să nu vreau să produc două tone de cea mai bună calitate și să câștig la fel. Pentru că eu nu-mi doresc impredictibilitate. Da? Pentru că nu e ca și cum legat de oamenii care stau în stradă și în fața cărora mă înclin. Da? N-am fost o oră lângă ei, datorită sau din cauza programului. Milionarii nu stau pe străzi la minus 10 grade cu tractoarele venite de la Botoșan sau de la Brăila. Acolo sunt tractoare de sute de mii de euro, e adevărat. Numai că, ce să vezi, sunt în leasing și vedem toți ce se întâmplă cu dobânzile. Puneți jumătate milion de euro Hai să transformăm în ce înțelege toată lumea într-un apartament sau într-o casă. Cam cât e rata? Cam cât sunt piesele de schimb? Care Car... e termenul de uh, împrumut și dobânda pentru exact. o casă? Cât, cât sunt combină? Asigurările asigură? că fiind luate în leasing, ai asigurări Corect. la jumătate milion. Casco? Casco? Și atunci, noi nu suntem nici bătaia de joc a nimănui, și nici nu suntem aici aia, să fim mai ca Tereza. Suntem să facem un lucru sustenabil și din punct de vedere economic pentru noi și pentru familiile noastre. Noi nu suntem paria, noi nu dorim nimic gratis. Noi dorim ca produsele pe care le vindem să fie plătite la adevărata lor valoare, că dacă eu fac evaziune și uh, produc un produs cu 3 lei și îl vând cu 2 statul vine și zice, domnule, ce faci? El vin sub prețul de cost. E interesul. Perfect. Și atunci, aici nu aplicăm aceeași regulă. Pe hârtii, nu pe altceva. Domnule Soare, la ultima noastră discuție vorbeam despre îngrijorarea pe care o aveau majoritatea fermierilor, inclusiv dumneavoastră, despre ce facem cu terenul lăsat pârloagă. Cum se vede astăzi și ce, ce ne dorim? Păi, uite, exact de ce vorbeam noi acum, să, devenim, să revenim cu picioarele pe pământ. E vorba să fie 5% pârloagă. Perfect. Fermierii francezi au zis, domnule, e o problemă extraordinară de mare și trebuie fermele mici. și mai mici. Perfect. Fiecare după specificul lui. E o discuție acum cum că să nu mai fie uh, 5, să fie 7. Procesul nici nu concează procentul. Dar vin verzi și spun, da, da, aceste terenuri vor trebui lăsate pârloagă fără niciun fel de întreținere chimică. Bravo! Și atunci, Revenind din nou pragmatic cu picioarele pe pământ. În zona alpină, poate e ok, avem o floră spontană, dar în zona bărăganului, care este intensiv agricultură, nu avem decât costrei, sau avem doar costrei, laur, ciumafaie, pălămida a dispărut din cauza secetei, uh. Și tot felul de alte buruieni care n-au nicio capacitate Meliferă Cum să fac eu un mix între pășunea pe care o visează Brupselezu, între ghilimele, de fapt, de fapt uh, uh, europarlamentarii uh, europeni, și pragmatismul nostru de pe câmpuri, da? când această floră a dispărut. Plus, care este. Uh, uh, added value, dacă vreți, valoarea adăugată. Acele pârloage neîntreținute sau întreținute, să zicem, la minimum, vor consuma apa. Care apă? Da. No. Care apă? Prima. Vor lăsa semințe, care încă o dată sunt semințe de floră spontană, dintr-un areal agricol, nu dintr-o pășune montană. Înmulțim noi Pur și simplu, buruienile. Facem noi un depozit extraordinar de mare de insecte. De fapt, ce vrem să facem noi? Vrem să mulțim populațiile de insecte pe care 20 de ani sau 30 de ani am încercat să le combatem, că nu vorbim de albine. Corect. Da. nu avem depozit albine acolo. Eu, noi nu avem albine, da? Ce se vrea de fapt? Ne dai bani ca să ne facem că muncim? Și să ne facem că facem uh, Politici europene Dar mai bine nu ni dai Și ne spui clar, bă băiete, nu ne scărpinăm așa Că nu se potrivește Reduceți fraților Potențialul De producție Nu mai avem nevoie de atâta marfă Pe piață Nu ne interesează Să mai, deve să mai rămânem uh, uh, În coasta Rusiei Exportatori de materii prime Și atunci Știind chestia asta, bărbătește dar la niște oameni responsabili, care au și curajul să spună public chestia asta, noi ne aliniem că nu suntem uh, uh, o breaslă de oameni care nu sunt capabili să înțeleagă realitățile în care trăiesc. Până acum, domnule Soare, doar am ridicat uh, niște probleme pe care uh, de altfel le avem. Uh, dacă ar fi să considerați că mingea este în terenul dumneavoastră, care este următoarea problemă cu care fermierii se confruntă? Uh, văzând câmpul, că nu e, pentru noi e ușor. Stăm în sală acum și vorbim. Ce ne așteaptă mâine când ieșim în câmp? Cea mai mare problemă pe care toată lumea are azi e problema cashflow-ului. Problema banilor. Uh, a fost un leu uh, sau 0,9 la recoltare porumbul, acum uh, greu, acum este mai puțin. Ceea ce înseamnă că cine a păstrat pierde iar. Înseamnă că stocurile au scăzut și totuși uh, grâul scade ca preț. Banii devin scumpi, devin foarte rari. Gradul nostru de îndatorare este foarte mare pentru că ceea ce v-am spus înainte ne-a adus aici. Am cumpărat în îngreșăminte. Folosim produse din ce în ce mai scumpe, s-a redus numărul, plaja produselor pe care le putem folosi, și seceta a venit, ca și capac, apoi a venit războiul. Asta înseamnă că toți fermierii cu care m-am întâlnit aici au o mare problemă de cash flow, o mare problemă de credite, pentru că foarte mulți sunt expuși exagerat și dacă noi facem 100 sau 200 sau 300 de euro profit anul ăsta pe hectar este infinit mai puțin față de dobânzile pe care le plătim, față de salariile pe care le plătim angajaților, față de, dacă vreți, leasingurile la utilaje. Cine a fost prins în perioada asta într-un proiect de dezvoltare și de renoire a parcului auto, pe românește, este în faliment astăzi. Faliment! Știu că dumneavoastră ați încercat și ați reușit să faceți ceva, sisteme de depozitare, dar și sistem de irigații. Uh, trebuie să recunosc, mă uitându-mă în ochii dumneavoastră, mai cu glumă, dar uh, a fost o carte necâștigătoare, uh, depozitarea? A da, fost mai câștigătoare irigația? Cărți, da? Ca și proiectele europene. Sună bine. Da, sună bine. Dar hai să revenim pe teren. De 2 ani de zile silozul meu este gol. De ce? Am datorii și trebuie să plătesc cât mai aproape de scadență ca să n-am costul de finanțare. În situația în care greu este mai ieftin al doilea an la rând, astăzi, decât la recoltare, cu ce mă ajută pe mine silozul? Plătesc rate la bănci și el stă gol. Asta înseamnă să ai siloz astăzi. Pentru că ca să, ca să poți să nu-ți pierzi credibilitatea față de uh, oamenii care te creditează, trebuie să te ții de scadențe sau să semnezi planuri de reșalonare. Re și atunci nu poți să te duci să ceri reșalonare re și tu să ai silozul plin pentru că omul ăla te ia de nebun și zice bă... V-au primit băncile la reșalonări re sau cineva? Băncile nu o să te primească niciodată la reșalonări re dacă nu respecti kpi lor. Banca este o instituție care dă bani cu dobândă și care trebuie să facă profit. Banca nu este o societate non-profit care trebuie să mă ajute pe mine, fermierul Bogdan, doar fiindcă eu am făcut niște chestii. Dacă vrei, din punct de vedere economic, am fost mult prea optimist, și în momentul în care intră dosarul la comisia de creditare, o să spună domnule, îi dăm atât, ne trebuie garanțiile astea, sau gradul de expunere este extraordinar de mare și nu-i mai dăm deloc. Eu nu mă pot supăra pe bancă, pentru că ăsta este rolul ei. Eu fără bancă n-aș fi putut să fac nimic. Stau și mă gândesc dacă într-adevăr am făcut un lucru bun. Aici da, dar istoria nu se scrie cu dacă. Sunt în proiectele astea, banca mea a fost partener, o să reușim să trecem la un moment dat peste pasul ăsta, dar eu nu văd eu nu văd banca ca un organism uh, parazit pe mine, nu eu văd banca uh, ca și un partener care a respectat tot ce am semnat noi doi, că eu fac industrie în aer liber de aici pot să fie o problemă, dar asta nu-i vina băncii, că mâine banca poate să investească în altceva, n-am o problemă și atunci eu rămân fără finanțare și stau și mă uit lung pentru că E bine fiecare să-și facă calculele lui. Vedeți un viitor pentru fermieri, iată, în următorii 2-3 ani. Întotdeauna, cel mai important pas e următorul. Ca să ne putem gândi la ce vom face noi peste 3 ani, trebuie să vedem ce facem anul ăsta. 2020, catastrofă, 2021, extraordinar, 2023, bun, mediu și bun. Dacă o situație cu războiul care n-a mai existat 2023, 2022 da, am ținut marfa am pierdut foarte mult 2023 un an crunt ce vreau să evidențiez în 5 ani, 4 au fost cu probleme este foarte greu da și la poker dacă dăm, 4, dăm 5 mâini 4 pierzi să mai zici că mai poți rămâne la masă nu, pentru foarte mulți anul 2024 s-ar putea să fie ultimul an. Oamenii să nu mai poată o parte dintre ei, mulți să nu mai vrea să mai facă pentru agricultura, nu mai este rentabilă și să zică, domnule, atât a fost, avem o vârstă, ne reorientăm, alții vor să zică nu, nu mă pot reorienta pentru că nu știu să fac altceva, o să încerc să gestionez lucrurile așa cum pot, Apropo, o citeam ieri pe Facebook un coleg care uh, pusese la germinat uh, niște boabe de porumb pe care le recoltase și uh, porumb din pătul. Și i-am zis, băi, Daniel, e ok? Adică presupun că glumești. Și mi-a zis, Bogdan, nu glumesc, o să vezi că nu glumesc. Dacă un fermier cu școală a ajuns să curețe ștuleți cum să făceau în anii 50, înseamnă că am ajuns rău și n-a ajuns acolo de nebun, sau că vrea să-și facă reclamă, a ajuns acolo pentru că la condițiile meteo nu-și mai permite încă un an de pierdere. Un fermier din județul Călăraș. Nu vorbim un fermier din județul, alegeți dumneavoastră județul, da? Județe top în agricultura românească. Ăsta e un semnal foarte important. Ce facem? Vorbeam cu un fermier recent și spunea că poate era mai bine ca politica agricolă să fie îndreptată către fermierii care mai au puțin până la pensie, astfel încât să putem să nu-i avem povară și respectiv să dea faliment cu fermele în funcțiune. Exista în mintea fermierului vreo idee, hai să fac într-un fel să anticipez ieșirea mea la pensie, cum o vedeți? E o măsură? Pentru că din ce am văzut și în protestele fermierilor, parcă e social mai mult decât e economic și agricol. În spatele nostru există foarte mulți oameni care sunt conectați cu agricultura. Și nu vorbesc de familiile noastre și de angajații noștri. Noi, cum spuneam și alte dăți, traversăm în același timp mai multe crize, și astăzi încercăm, parafrazând un prieten foarte bun, să reparăm avionul în zbor. Ce înseamnă asta? Odată schimbul de generație de care menționați, a doua, criza economică care este clară, schimbările climatice care sunt irreversibile și războiul. Spuneți-mi dumneavoastră cum putem noi la ora actuală să băgăm patru săbii în aceeași teacă și să ne fie și confortabil. Cu siguranță vor fi voci, vor fi voci care vor spune că uh, fermierii care mai au foarte puțin până la pensie uh, au au prins și ani buni, s-au capitalizat și pot avea uh, o viață liniștită. Alții vor spune nu, ba din contră, fermierii care sunt mai în vârstă nu au fost atât de capabili să se adapteze schimbărilor climatice, să-și doteze ferma cu utilaje, silozuri și altceva, și n-au făcut profit. Aici nu alege. Deci agricultura nu se face după vârstă. Vor fi fermieri tineri care dau faliment, vor fi fermieri de vârstă medie care dau faliment, vor fi uh, fermieri uh, la vârsta pensionării care vor da faliment. La fel de bine vor fi fermieri care fac chestia asta fără să fi urmat vă facultate, dar vor fi și fermieri cu doctorate, cu masterate, cu mai multe facultăți care vor da faliment. Economia și uh, tot ceea ce trăim astăzi nu ne rezervă nimănui un loc privilegiat dacă nu ne adaptăm la realitățile de pe teren. Deci concluzionând vor fi falimente sau insolvențe din toate grupele de ferme și mari și medii și mici și oameni care au făcut agricultură ca facultate și oameni care au făcut studii economice și de 25 și de 30 și 50 și de 70 de ani. Va lua fix firmele care sunt expuse, fără să se uite nici după diplome, nici după buletine.